10 minute pentru productivitate. Episodul 2. Salut și bine ai venit la această ediție a podcastului 10 minute pentru productivitate sunt Costin Ciora, consultant în productivitate și acesta este un podcast în care afli cum să obții rezultate mai bune și mai mult timp liber pentru tine și familia ta. Salutare, în această ediție vom discuta despre setarea obiectivelor, mai exact despre 5 motive pentru care nu ne îndeplinim obiectivele. Însă, înainte de a continua, aș vrea să spun câteva lucruri despre evenimentele pe care le organizez în această toamnă. În primul rând, am început sezonul 3 la Seneca Anticafe al orei de productivitate. Deja am organizat două evenimente și te aștept la următoarea ediție pe 13 noiembrie când vom discuta despre modul în care energia ta îți influențează productivitatea. Totodată, pe 30 octombrie voi organiza o sesiune în limba engleză a orei de productivitate, așa că dacă ai prieteni ce sunt străini și lucrează în România, ar fi potrivit să-i inviți la acest eveniment, cu această ocazie ne vom și cunoaște. Pe 17 și 24 noiembrie, împreună cu Alexandra Cernian, organizez Productivitatea cu Outlook, două întâlniri în care vom aprofunda cum să-ți crești productivitatea și totodată cum să aplici tehnici de productivitate la uh, Microsoft Outlook. Dacă folosești Microsoft Outlook la servici, probabil ți-ai seama că există o serie de tips and tricks. Ei bine, împreună cu Alexandra vom încerca să te ajutăm în acest sens, astfel încât dacă vrei să participi, intră pe site-ul meu și vei găsi detaliile. Așadar, haideți să intrăm în subiectul acestei ediții. Obiectivele. Există un studiu al Universității de Scranton care spune că doar 8% din oameni își îndeplinesc obiectivele la finalul anului, obiectivele setate de anul nou. Nu știu cum ți se pare ție, dar... Pentru mine, 8% este foarte puțin. Totodată, am întâlnit și alte studii care spuneau că deja pe 15 ianuarie, foarte mulți oameni renunță la obiectivele setate de anul nou. Îmi aduc aminte foarte bine când de anul nou părinții mei îmi spuneau că e bine să-ți dorești ceva, să-ți setezi un vis sau un obiectiv pentru anul ce urmează și de multe ori îmi notam acest lucru, fie că era vorba de cariera profesională, fie că era vorba de o activitate personale pe care vreau să urmăresc. Ei bine, foarte mulți dintre noi avem vise de anul nou, însă nu avem obiective clare. Un obiectiv clar ar trebui să, aibă, să fie cât mai specific, în primul rând, să fie um, planificat, riguros, în etape clare de acțiune și, bineînțeles, să fie și realist. Aș vrea să spun în continuare câteva idei despre motivele pentru care nu ne îndeplinim obiectivele. Și le-am grupat în 5 astfel de motive, și aș vrea să spun de primul. În primul rând, cel mai frecvent este că nu sunt realiste. Obiectivele pe care le setăm nu sunt realiste și acest lucru cumva pornește de la așteptările pe care ni le facem, așteptări care nu sunt în concordanță cu realitatea. Așadar, întreabă-te dacă nu cumva obiectivul pe care vrei să-ți-l setezi pentru perioada următoare, fie că este vorba de următoarea lună, următoarea săptămână, următorul an, este sau nu realist. Ai nevoie de abilități suplimentare pentru a-l îndeplini, ai nevoie de resurse noi sau ai nevoie de experiență astfel încât să ajungi să-ți setezi un astfel de obiectiv, întreabă-te foarte clar dacă este realist. Al doilea motiv este că de multe ori nu este un obiectiv dorit. Este de multe ori, având în vedere modul în care viața celor din jurul nostru este prezentată acum în social media, avem tendința să credem că un obiectiv al unui prieten sau al unui coleg poate să reprezinte un obiectiv pentru noi. Și de cele mai multe ori ne dăm seama că îndeplinirea acelui obiectiv nu este unul foarte clar. Spre exemplu, dacă ai urmat o facultate pentru că părinții te au îndrumat către acest lucru ca și obiectiv, e posibil că atunci când ajungi să urmezi facultatea să ți dai seama că nu a fost un obiectiv dorit. Cu siguranță te vei îndrepta către o carieră care să ți aducă mai multă împlinire. Al treilea motiv este că de multe ori ne concentrăm prea mult pe rezultatul obiectivelor și mai puțin pe experiența în sine. Îți spun din propria experiență că atunci când te concentrezi pe momentul prezent și pe acțiunile clare, sau așa cum spune Gary Vaynerchuk, pe procesul în sine de atingerea unui obiectiv, nu doar că vei căpăta mai multă experiență, dar te vei și distra în timp ce urmărești un obiectiv. De multe ori încercăm să ajungem la X rezultatul X la momentul Y fără să ne dăm seama că el face, este partea unor o sumă de procese, o sumă de acțiuni pe care le facem în momentul prezent. Trăim într-o eră care, în care dacă nu obținem acum lucrurile, evităm, amânăm și atunci setăm altceva pentru mâine. Al patrulea motiv este că de multe ori nu avem sau nu simțim că am avea susținerea din partea celorlalți. Însă, dincolo de susținerea celorlalți, e posibil să nu, să nu existe o susținere chiar din partea propriei tale persoane. Mai exact, să nu crezi acest lucru, să nu crezi că un obiectiv va fi realizat. Gândește-te la un obiectiv pe care ți l-ai îndeplinit în trecut și adu aminte care era procesul în sine de îndeplinirea obiectivului. Cu siguranță te-ai gândit la el, cu siguranță ai avut pași de acțiune către el, dar cel mai mult ai crezut că îl vei îndeplini. Concret, poate chiar ai vizualizat sau te-ai vizualizat în timp ce îndeplineai acel obiectiv. Așadar, încrederea în realizarea obiectivului este primul pas către obținerea unui rezultat clar. Nu în ultimul rând, un alt motiv pentru care nu ne îndeplinim obiectivele este că nu avem răbdare. Cu cât practici mai mult ideea de răbdare, indiferent de obiectivele pe care le ai în viața ta, cu atât va fi mai simplu. De multe ori considerăm că ar fi trebuit să avem deja un lucru, ar fi trebuit să avem o carieră de succes, o relație de succes și acest lucru nu, nu reprezintă un obiectiv clar, ci mai degrabă reprezintă așteptări care nu te ajută cu nimic să-ți crești productivitatea. De cele mai multe ori, nerăbdarea este piedica pe care ți-o pui în a acționa concret, acționa clar în fiecare zi, în comparație cu o stare în care te gândești la ce ar fi trebuit să ai deja, la așteptările pe care le ai față de tine, față de celelalte persoane și cu siguranță nu vei persevera în realizarea obiectivelor tale. Aș vrea să spun pe, acest, pe această cale un citat de Napoleon Hill, el spune că răbdarea, persistența și eforturi sunt o combinație imbatabilă pentru succes. Așadar, de fiecare dată când vrei să îți îndeplinești obiectivele, gândește-te puțin care sunt motivele pentru care nu ai reușit să faci acest lucru până în acel moment. Cu siguranță cele 5 obiective pe care ți le-am spus sunt câteva pe care eu le-am întâlnit la mine, în experiența mea, la cei cu care am lucrat sau la cei care au participat la evenimentele mele. Dacă ai mai multe idei, cu siguranță ar fi interesant să-ți aflu părerea și te aștept cu comentarii la acest link sau pe contactaroncostinciora.ro Dacă vrei să știi o modalitate simplă și clare pe care ai putea să o folosești pentru setarea obiectivelor tale, există o carte scrisă de Steve Friedman, Total Leadership, în care acesta spune că obiectivele ar trebui să vizeze patru zone. Obiectivele ar trebui să vizezi o zonă personală, de îmbunătățire zilnică, o zonă de familie, relațiile pe care le ai cu cei apropiați, o zonă de carieră și, nu în ultimul rând, contribuția ta în comunitate. El spune că, pentru ca un obiectiv să fie îndeplinit, ar trebui cumva să legi uh, obiectivele între cele patru zone. Spre exemplu, dacă vrei să participi la un maraton sau la un cross, de ce nu să-ți implici uh, familia și atunci n-ar mai fi doar un obiectiv pentru tine, pentru propria ta persoană, dar și un obiectiv pentru familie? Mai mult dacă-ți implici și colegii, înseamnă că deja ai trei zone pe care le-ai folosit pentru un simplu obiectiv, și anume participarea la cross. Cum stai tu cu obiectivele pentru acest an, pentru finalul anului? Cum au fost obiectivele de până acum? Și ce obiective ai amânate? Te aștept cu comentarii la acest podcast sau la contact Aron Costinciora. Ro. Îți mulțumesc că ai ascultat 10 minute pentru productivitate și sper că informațiile prezentate ți-au fost de folos. Dacă ți-a plăcut această ediție, te invit să intri pe costinciora.ro unde poți găsi articole, resurse gratuite și informații despre evenimentele și proiectele care te pot ajuta să-ți productivitatea. Până data viitoare, îți doresc o săptămână cât mai productivă!